La Florești a început reparația de toamnă a drumurilor. Primăria orașului a alocat 300.000 de lei pentru plombarea străzilor. Șoferii spun că starea în care sunt acum drumurile este jalnică din cauza găurilor mari care s-au format în asfalt. Conducătorii auto cred că doar o reparație capitală ar fi soluția pentru străzile din oraș. E un lucru bun, numai treaba, dacă s-ar face treabă, că nu știu. Deci s-a făcut și anul trecut. Și vedeți, gropurile sunt la loc. Deci. Trebuie capital din nou tot. În tetanul le fac câte o leacă și plouă, nege și se strecă și iar din nou și tot așa. Potrivit primarului, lucrările de reparații vor continua până la începutul iernii. De fapt, noi avem încă mulți străzi de reparat, dar s-au avut în vedere că este mai deteriorat și se află în centrul orașului. Până la sfârșitul anului, sau mai precis până a mai da frigurile, mai avem de gând strada Ștefan cel Mare. S-o prelucrăm. Ultima dată străzile au fost reparate în luna mai anul curent.